turne de idei, am avut foarte multe telefoane și agenții, adică pe mine m-a surprins totuși răutatea cu tot și o spun cu deschis, adică m-a surprins răutatea totuși românilor în sensul că unora, că sunt foarte mulți care au ajutat și ajută, dar exact să spun mot-a-mo, sunam, avem nevoie de un apartament sau o casă, să nu veniți cu ucrainieni. Și stați, domnule, că nu... Că plătesc, nu? Adică plătesc, adică nu... Domnule, nu vrem să auzim de ucrainieni, să... Dacă aveți... Și, adică, și nu unul. Adică am avut foarte multe... Asta voiam să spun, că sperăm să fie puțin, sau speram să fie puțin astfel de... Din contră. Au fost foarte mulți, adică cel puțin pentru acești, pentru ultimii pe care i-am relocat, am căutat 3 săptămâni și culmea nu am găsit o locație printr-o agenție. Am găsit-o printr-un accident în care soția mea a trecut pe lângă o casă și că ea de închiriat. Și din fericire proprietara... Da, era direct cu proprietarul. Direct cu proprietarul și proprietara avea câini. Uh-huh. Într-o casă alăturată. Uh-huh. Și datorită acestui lucru... Da, e și reversul ăsta. Foarte multe agenții cu care am sunat, pur și simplu, domne, nu vrem ucrainieni. Adică nu contează că aveau câini, că aveau câini. Nu vrem ucrainieni. Nu vrem ucrainieni. Ca să nu se înțeleagă și, adică, și stați, domne, că nu pleacă cu casa. Adică, nu, domne, nu vrem să auzim. Adică, nu... Nu, e foarte bine că spui lucrurile acestea ca să se mai nuanțeze puțin acest mit al ospitalității. Au fost foarte multe lucruri pozitive făcute, dar există și această... Sper să fie majoritatea. În afară de alte aspecte, că nu vorbim despre vorba... Naționalității, vorba de... În afară de alte aspecte în care, sau, în care spuneau, domnule, trebuie să ne semneze contractul minim pe un an. Și zic că... Cu toți sperăm, da. Și zic, nu poate să vă semneze nimeni un contract pe o asemenea perioadă, pentru că nici ei nu știu la momentul ăsta pe ce lume trăiesc. Adică, cum să vă semneze un contract de genul ăsta? Și atunci... Dar foarte multe, foarte multe probleme din punct de vedere al relocării oamenilor și, din păcate, noi sau foarte mulți s-au organizat și au ajutat, dar, din păcate, și alții sunt complet invers. Da, în timp ce vorbim, noi rulează pe ecran imagini cutremurătoare, nu știu... Cine, văzând aceste imagini, poate să aibă o astfel de reacție ca cea povestită de tine? Te timp, mi-a salutat și Marius. Îi mulțumesc. Erai pe drum, nu ai auzit când vorbeam în lipsă. Am zis, bă, nu mai e atât de săgeată cum era. Pe vremuri, ori a luat-o pe undeva Marius, cu săgeată, interzis. Nu mai merge cum mergea. Așa e. Da, bine ai venit. Oricum, bine v-am găsit. Te-ai alăturat într-un moment în care vorbeam despre felul în care Răzvan este implicat în tot ceea ce înseamnă ajutorarea compatrioților soției, ca să zic așa, și compatrioților săi, pentru că n-ai ascuns niciodată faptul că ești pe jumătate sau te simți pe jumătate ucrainian. Am pornit de la brățelile acelea de la mână. Am stat ceva acolo și chiar m-am adaptat foarte bine și am la un moment dat am ajuns, să spunem așa, sau mă confundam foarte mult cu sau mentalitatea lor, am înțeles-o foarte bine și am primit-o, ca să zic așa, și mai departe, în momentul în care înțelegi și adopți ceea ce gândesc ei, e mult mai ușor să înțelegi, să înțelegi și să vezi modul lor de comportament. Să sperăm că o să avem...